Întrebăm Marginianu. Bună ziua, mă scuzați că vă întrerup. Suntem live la Cătălin Măruță. O să vă rog să... Spune-i lui Bobonete că... Cât un telefon... Spune-i lui Bobonete că e aici ia, Magicianu. Uite, tu să pe Măruță și pe Magi, să pui casca în ureche, că are... Alo? Pune... Alo! Măruță? Invert, ca... invert, Bobo! Uite, alo? Îți dau și ție unul să... Da. Stai ia, să vin aici. Bobo! Stai că are Magi un mesaj pentru tine. N-am auzit acum. Da, cine este? Eu sunt Măruță și lângă mine este milionarul salut, Cătă. Magician Robert Tudor. Da. E aici și Robert. Vă aud, salut. Da. E și magicianul aici, bogatul. Gata, magician. Gata, după râsul ăsta, da. Da, ce faceți acolo? Ce caută la tine? L-ai angajat? Nu, a venit să spună că are turneu prin țară, spectacole, știi tu. Spectacole pe care... Mai ia travel, Măruță, mai scoate rața din iepure. Da, da. Are un număr de bagă o rață în fund la iepure și scoate după aia și o face așa cu ea. E senzație. Dar asta când face magia asta? Doar la beție, nu? Dacă îi dai 500 de euro, ți-o face pe loc și poate să scoate și ție din fund. Deci pentru 500 de euro. Hai că ne-a scris aici la filmări și la noi e tristețe, mă scuzați. Da. Noi suntem supărați aici la platou. Da. Știi ce vreau să ce te întreb? Supărați? Au început filmările, nu? Da, suntem în filmări de sezonul 12, chiar aici. Suntem chiar pe platouri. Platouri? Îmi place borseta ta. Îți place? Da, da. Ai ceva în ea? Da. Nu, n-am cine știe ce mare lucru. Am, bine, nu. Nu. Hai, Ana, să vedem cu cine mai e acolo Mihai, și ce ședințe. Cum e treaba? S-a terminat vacanța. Să-ți dau căștile. Lasă-l, tata! Tata, tu dorești ceva, tu dorești, tata! Regizorii, dacă vrei să vorbești cu ei. Tata Măruță! Tu doar ai ce nume prost ăla te face. Nu cred. Tu doar ai ca vaporul. Tata Măruță, mă Măruță. La mulți ani de 10 ani. Să rămână, mulțumim mult, 10 ani. 10 ani mergem pe... Dacă dau petarde. Artificii, da, da. Am aruncat. Da. Trece la rață. Stai un pic. Dă-i casca înapoi, Ana. Dă-i casca. Dă-i casca că vreau să-i zic. Vreau să mai întrebe ceva. Întreabă-mă. Vreau să zic casă de piatră. Iată. N-am făcut nunta încă, dar pe mersi. 10 septembrie. Mi-a zis magicianul că eu nu ziceam la televizor. Ăla nu știe să tacă prostul ăla din gură. Să trimiți darul. Fii atent că-ți dau IBAN-ul. Da. Dar am auzit că nu vii, că ai treabă, nu știu, filmezi ceva. Da, nu. Și îți dau IBAN-ul. Nu, că venim. Deci pe 10 septembrie e nunta, dacă tot a zis magicianul. Eu n-am zis, nu știu de unde am. Mamă, nu mă mai băga, mă. Bă, nu tu mi-ai zis. Mamă, prostule. Gura, gata. Bă, nu tu ai zis. Eu de unde să știu? Din greșeală, nu știu ce mi-a venit. Îți omor toți porumbei. Da. De unde e nunta? Zile și nouă. Hai să zic că mai avem aici... Nu, nunta o să... Că zice magii tot. Mamă, dacă zice ăsta... Păi mi-a adus invitația la tine? Ia mai magic pe toți la nuntă. La Măruță să vină și Tudorel. Nu, nu. Lăsați că suntem bine cât suntem, e bine. Magii, fă un eveniment pe Facebook și invită toată lumea. Dacă faci asta, te-ai mutat. Tudorele, mai bagă un pic artificii pentru nuntă. Cătăl, mai vrei înapoi? Pădorel. Prietenul nostru, Rață, ce face, celebrul taximetrist? Salut. Ce să fac? Uite, sunt în fund la iepure. Nu știu care m-a băgat acolo. Scoteți-vă dracu de acolo, mă, nene, că nu e în regulă. Corect, e Rață. Nu știu, mă, o fi vreo... Acum te-ai priză? Da, bravo. Iată, întors cu forțe proaspete din vacanță pentru nou sezon. Care dracu că am zugrăvit toată vara. E ok, hai la mărgi mai departe. Salut, Cătă, la mulți ani! Te salut! La mulți ani, mulțumim mult! La iepure, scoarea asta din fundul iepurii. Tu acum te-ai prins, las, că da. Se mai desenez.
Uite, pe domnul Mărgineanu, pilot de avioane. Salut, Mărgineanu! Pilot, da. Pilot de avioane! Da. Să trăiți, domnul capitan! Foarte bine, sunteți extraordinari. Nici nu mai e haios, de la mici, adică, aia de mai devreme, sau prea mulți mici? Stai că tu vorbești pe partea asta, ăla vorbește în ureche pe partea aia. Nu se poate concentra. Îți dai seama cum e să zbor cu Mărgineanu cu avionul dacă primește două comenzi? Ia zi, Măruță. Ia uzi. Măruță, vedea-te-a și în avion cu mine atunci. Ia-o ca pe un blestem. Bă, vrei să spun ceva? Cu mare drag aș vrea, pentru că știu că ai făcut școala și că e pasiunea ta și că îți dorești mult să faci treaba asta și sunt convins că ești un pilot de 10. E de 11. E singur care... Te aștept mâine după emisiune la aeroportul Băneasa să... Te aștept mâine după ora 7 la aeroportul Băneasa să zburăm împreună. Ce Perfect, zici? Vin. La 7 mâine suntem acolo. Măruță, Perfect. Vii că eu mă duc. Vin, pe bune vin. Măruță, mai să nu bată vântul. Ne vedem mâine. Bate. Mâine bate vântul. Mâine, nu, serios, mâine am o filmare să cu prietena Oana Cuzino, dar dacă vrei poi mâine sau mai pe seară, vin. Dacă vrei să nu vii, poți să trimiți pe Andra. Mie mi-e E la fel de curajoasă și ea. Și tu că am făcut o glumă. Pe această cale că nu l-am mai văzut pe Magic, nu l-am mai văzut pe Magic de 2 săptămâni de când i-am dat împrumut banii aia. Te rog frumos să mi dai și mie seara. Păi, i-am pierdut la poker. Magician. Sunt la Bobo banii. Câți bani ai luat împrumut? Asta tăiați-o la montaj. Marginele, ce pot să spun? Da, uite. E că are un parfum nou. Toată lumea. E de pe aia, de pe Dorobanți, e mișto. Nu e de pe Dorobanți. Dar de unde? Pe banii noștri. Duty free. Se poate orice. Spune-mi puțin și despre noul sezon. Ce se întâmplă în noile episoade? Eu să spun despre noul sezon. Doamne, iată, de ce nu vorbești cu regizorul, domnul? Ana, nu știu, uite că Ana, numai un pic. Numai până te duci la regizor. Ia e un domn în spate acolo, aș vrea să-l salut și pe dumnealui, te rog. Stă așa pe, în vine, pe ciuci. A fugit. A, uite. Mă rog, a fost fugit. Un domn în spate. Haide. A fost un domn în spate. A fugit tot. Nu știu ce am făcut, dar a plecat toată lumea. Aici sunt în repetiții, să știi. Eu exact. Am văzut, m-am distrat foarte tare aici de azi dimineață. Exact, Măruță, sunt în repetiții și la ora 40 mai trebuie să fiu la Teatru Notara, unde pe 10 o să am o premieră, așa că vedeți-vă și voi de emisiunea voastră acolo cu magicianul în iepure și ne vedem altă dată, zic, mâine seară la ora 7 la Băneasa. Te pupăm! Te pup, perfect!